O poveste extraordinară despre ambiție. Foarte corpulent. Ce înseamnă foarte corpulent? Păi am avut și 92 de kilograme. Tot a pornit la o pereche de pantaloni pe care vreau să mi-o cumpăr pentru o ocazie. Am mers în centru comercial, am probat în toate magazinele și toți îmi veneau până la genunchi. Nu aș putea avea și o pătrățele până în mai, se poate? După aia, între 2 și 9 mai, după aia n-aș mai, după aia poți să le iei înapoi. Toată lumea a vrut să știe ce înseamnă transformarea asta și ce implică. De luni vin la sală, da?